Întreaga populație a planetei sărbătorește astăzi Ziua Internațională a Fericirii. Anul 2015 este cel de-al treilea an în care oamenii de pretutindeni celebrează această zi. Data a fost aleasă de Adunarea Generală a ONU pe 12 iulie 2012. Astfel, în această zi, nimeni nu are dreptul să fie supărat sau nefericit. ONU speră că inițiativa să încurajeze guvernele să ia în considerare starea de bine a cetățenilor și să nu își mai concentreze eforturile doar pe creșterea economică. Oamenii de știință susțin că fericirea depinde foarte mult de lucrurile mărunte din viața noastră. Psihologii afirmă că trebuie să zâmbim mai mult, să dormim numai puțin de 6 ore și 15 minute, să ne găsim un loc de muncă aproape de casă și să facem câte ceva nou în fiecare zi. De Ziua Internațională a Fericirii, fiecare dintre noi ar trebui să ne simțim mai bine, să fim mai veseli și mai optimiști. Pentru ca această stare de spirit să ne cuprindă, ar trebui să luăm decizia de a fi fericiți și să facem ceva în acest sens, să nu rămânem în poziția spectatorului imparțial, să depunem eforturi, să nu dăm înapoi în fața oricărui lucru dificil. Fericirea se cultivă și se construiește în timp, puțin câte puțin. Ziua dedicată fericirii mondiale coincide cu Ziua Internațională a Francofoniei, sărbătorită anual în 20 martie prin diverse manifestări de promovare a limbii franceze. Pe data de 20 martie este marcat și echinocțiul de primăvară.